bazele creației, nu din întâmplare, căluții de mare. Căluții de mare sunt uimitori, deși e greu de crezut, ei sunt de fapt pești. Desigur, nu din întâmplare, ei sunt ceea ce putem numi o deplasare creativă de la normă a marelui creator. Capul acestor pești special se aseamănă cu al unui cal, dar căluții de mare sunt unici nu doar pentru forma capului. Aceste creaturi înoată în sus. Știați că creatorul i-a dat, nu din întâmplare, fiecărui căluț de mare o coroniță unică pe cap? Forma diademei nu are niciodată pereche, totuși numai 5 pui dintr-o mie ajung la maturitate. Atunci de ce Dumnezeu dă fiecăruia în ciuda acestui fapt un model unic? Este ca și când creatorul ar avea idei creative nelimitate și neobosite, căutând căi noi de exprimare. Poate că ar trebui să ne oprim și să cugetăm la ce fel de minte are Dumnezeul Creator. Mai sunt câteva surprize pe care ni le rezervă căluții de mare. Ei au o gaură care funcționează ca un tub care aspiră hrana. Au ochi care se mișcă independent unul față de altul, ca cei al cameleonului, și o coadă orientată spre înainte, agățătoare, cu care se pot ține de iarbă marină, de corali și de orice altceva. Dacă încă nu sunteți convinși că această creatură este specială, analizați cum se nasc căluții de mare. Femeia produce ouă, apoi alege un mascul de care să-i placă și ei încep o relație. Nu întâmplător, ei se întâlnesc zilnic, timp de câteva zile și dansează împreună în apă cu cozile încolocite de coada partenerului sau de același fir de iarbă. Între timp, în femelă, se dezvoltă ouăle până sunt gata pentru a fi depuse. Acum urmează ceea ce se poate cel mai surprinzător capitol din viața acestor pești. Ei sunt singurul animal cunoscut în lume care să aibă ceea ce putem numi sarcină masculină. Perechea de căluți de mare petrece 8 ore înotând împreună. În cele din urmă, ei lasă firul de iarbă și se rotesc unul față de altul într-un contact frontal. Masculul împinge apa prin săculețul pentru puiet prin partea din fața cozii până ce cavitatea se deschide arătând că este goală. O invitație pentru femelă. Ea atunci își folosește un organ special pe care creatorul i l-a dat, numit ovipozitor. Nu din întâmplare, ea expulzează 10 până la 1000 de ouă proaspăt fertilizate în săculețul abdominal al masculului, unde sunt imediat încorporate în peretele săculețului și învăluite cu un țesut special. Nu din întâmplare, prolactina este hormonul produs de mascul pentru a asigura oxigenul necesar ca ouăle să se dezvolte într-un mediu propice. Apropo, prolactina este același hormon asociat cu producția laptelui la mamifere. Femeia căluțului de mare îl vizitează pe mascul în timp ce el, 4 săptămâni, duce sarcina. Ei execută un dans zilnic de 6 minute, ținându-se de cozi și schimbându-și culorile, acceptând legătura dintre ei. Când vine ziua nașterii, masculul are contracții și bebelușii căluților de mare, formați în totalitate, dar la dimensiuni foarte mici, sunt împiși afară din săculeț. Puii au o rată de supraviețuire foarte mică. Dar cu toate acestea, este un procentaj mai ridicat decât al majorității peștilor, probabil datorat perioadei de incubație, care este în grija atentului mascul. Ce putem învăța noi despre Dumnezeu de la mici căluți de mare? El are multe alte surprize creative care așteaptă să fie descoperite.